aici. Arătați talentele! Atențiune! De la Minel! Pentru Marian Mexicano! Care știe să facă atmosferă, tată. Și vă rog să vă arătați talentele cu stepurile alea, cu pauzele alea, că vi le face Marian Mexicano. Oameni buni, ușor. Vreau să știți că acesta este genul de hore pe care Mexicanul le cântă. Dar dacă mă pune să le cânt, le cânt. Dar, atenție, la o nuntă, tineretul e tineret, mă, frații mei, mă, trebuie să le dăm noi întâietate. Dar acum, tineretul să stea pe dreapta că au venit boșorogii. Începem cu mine, soacre! Ia să vedeți, asta se numește hora în figuri. Toate doamnele joacă frumos rău și nu mai vorbesc de domn. Ia să vedeți, atmosferă 100% mămărine, mă! Ia să vedem! Iartă-mă, de la Minel! Pentru talentul tuturor oamenilor să iasă aici, fraților. Asta e horă cu mare talent. Hai să trecem la fapte! Arătați-vă figurile acum! Oameni care au talent atâta. Hai! Thank you.
Să vină cu mătrul mexicano Minel aici în față. Asta ca pe Ferentari. De la doamna lui Cornel. Și de la nașul lui lui socru mare. Și de la nașul lui Michi. Pentru marinaj nașului. Ia să te auzi, mexicane, hai. Alo, vedeți că am scos armele alea grele, varților. Să rămână pentru doamna dumitale. Așa se vorbește. Cu talent, cu talent, să rămână. Ia aici, vine tu. Am scos armele care o să o cânt la... Când o să cununtu pe 1 și pe 2 august 2024, fratele meu drag. Hai să vă văd, acum să rămână. Soacră! Să se duc cu buhul de nunta asta, bă, tata. Și acolo venim cu forță. Și soacra mare. Soacra mare care e rolul principal aici. Ia, Mariane. Ia, tată. Păi și pentru soacra mare. Pentru talentul ei. Thank you.
Thank you.